nou, vă pot anunța că suntem cu formarea echipei la municipiu la momentul ăsta destul de avansați. Încă sunt destule modificări în zona de listă pentru Consiliul Local, însă lucrurile astea nu pot decât să fie favorabile, fiindcă există oameni care își doresc să se alăture nouă de la o zi la alta. Alături de cei cu care lucrăm în perioada asta, ne-am propus să creionăm o serie de măsuri, de proiecte care pot fi puse în practică aici, în municipiul Botoșani. Toții trăim aici. La ultima mea ieșire publică am primit un feedback și pozitiv, și foarte pozitiv, dar aș dori doar să amintesc faptul că siguranța publică, la care eu făceam referire la precedenta ieșire publică, interesează pe foarte mulți dintre botoșăneni. Aș dori doar să amintesc faptul că, chiar dacă tema siguranței pare că nu este între prioritățile funcției de primar, totuși oamenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă din perspectiva asta. E de ajuns doar să deschidem o revistă a presiei dimineața ca să citim titluri care pot să ne conducă într-o zonă de neliniște. Am să vă citesc doar câteva titluri din ultimele luni. De ieri citesc un titlu în presa botoșăneană: Liceană dată cu capul de tablă. E un titlu din presa botoșăneană. De o lună de zile în urmă, zeci de copii drogați culeși de pe străzile municipiului Botoșani. Alt titlu de presă din luna ianuarie. Din luna decembrie, botoșăneani ridicat demascați pentru trafic de droguri. Astea sunt doar câteva dintre titlurile presei locale și pun în evidență o problemă de siguranță a cetățeanului pe care noi dorim să o rezolvăm, neavând neapărat pârghiile necesare, dar având deschiderea pentru a aduce la aceeași masă toate instituțiile care au atribuții în ceea ce privește siguranța cetățeanului. Eu cred că, așa cum spunea vechea lege 215 din 2001, primarul are atribuții în ceea ce înseamnă respectarea drepturilor fundamentale. Și chiar dacă nu are pârghii necesare și directe pentru a interveni, dar poate să pună la aceeași masă toți factorii decidenți pentru comunitatea pe care o conduce, fiindcă este ales de oameni. Este ales de oameni și poate să facă lucrul ăsta. Eu cred că problema asta trebuie din nou adusă în discuție. Problema aceasta trebuie, în întâmpinarea acestei probleme, trebuie să venim cu o serie de măsuri, trebuie să intervenim pe lângă instituțiile care pot să facă ceva în sensul ăsta. V-aș aduce în atenție doar o statistică. Anul 2018, luna aprilie, până în mai 2019, numărul abuzurilor pe internet ale minorilor au crescut de la 1813 până la 2713 la nivel național. E vorba de o statistică a organizației Salvați Copiii, care lucrează cu, știți bine, cu diverse instituții. Nu doar pe stradă sunt abuzați minorii, ei sunt abuzați frecvent în mediul online. Statistica pe care o aduc în discuție este o statistică a cazurilor care au fost raportate. Dar imaginați-vă cât sunt abuzați în mediul online fără ca să raporteze cazul respectiv de abuz. Ori, din acest punct de vedere, cred că trebuie ca statul, societatea, să înceapă să facă ceva ca să se facă bine. 30.04.2018 până în mai 2019, în România, au dispărut peste 5.000 de minori. Mai exact 5.078 de minori. Vorbesc de mai puțin de un an de zile până la cazul Caracal. Până la cazul Caracal. Au fost peste 5.000 de dispariții de minori în țara asta. Ne întrebăm, poate primăria municipiului, reședință de județ unde trăim cu toții, să ne spună câte cazuri de dispariții de minori ori de minori care au fost violentați în mod public în orașul ăsta. Există o asemenea statistică la primărie? Există un program prin care primăria să pună împreună instituțiile statului și să genereze siguranță publică pentru orașul în care trăim? Citeam o statistică a unui avocat ieșean care se întreba în mod ironic, citându-l pe marele nostru poet botoșănean, fiind băiet,
păduri cu trei ram. Mai pot copiii noștri cu trei ram aleile orașului, nu pădurile. E o mare problemă să ieși în pădure în ziua de astăzi, dar eu întreb, mai poate un copil să cutreiere aleile orașului în ziua de astăzi de unul singur? Cred că orice părinte se întreabă dacă se poate. Cei mai mulți ne arată că și ne demonstrează că nu pot să facă lucrul ăsta prin modelul pe care îl aduc în societate și anume, în fiecare zi, părinții își așteaptă copiii de la școală sau și îi duc la școală. Asta generează probleme de trafic enorme. Uitați-vă numai în față la școala 11 sau la liceu Mihai Eminescu ce trafic avem dimineața. Două benzi pe sens care sunt blocate, ori prima bandă a circulației trebuie redată traficului. Trec la o a doua problemă pe care vreau să o aduc în discuție. Avem o mare problemă cu traficul în Botoșani în condițiile în care numărul locuitorilor se pare că este mai mic decât în urmă cu 10 ani, să zic așa. A existat un exod, o migrație a botoșenilor. Ori e foarte important ca prima bandă de trafic de pe arterele principale să fie redată din nou traficului. Lucrul ăsta poate fi făcut dacă administrația creează în spatele blocurilor acele parcări supraetajate de care s-a vorbit de atâta vreme. Cred că există, dacă ar exista disponibilitate necesară, s-ar putea ajunge până la a transforma foste puncte termice în parcări supraetajate. Cât că în sensul ăsta s-ar putea ajunge și la accesarea de fonduri europene. Dar mă întreb, există disponibilitatea și voința asta? Sau ne aglomerăm pe exemplu școala 11, exemplu școala 6 sau exemplu liceul Mihai Eminescu, unde dimineața traficul este infernal, nu se mai poate circula efectiv și în felul ăsta blocăm orașul ore întregi. Eu cred că